În contextul creșterii cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19, de astăzi au intrat în vigoare noi măsuri restrictive. Astfel, masca de protecție redevine obligatorie în toate spațiile publice închise sau deschise pentru toată lumea. Barurile, cluburile și discotecile se închid și sunt interzise evenimentele private, precum nunți, botezuri sau mese festive, concertele și spectacolele cu public, precum și accesul spectatorilor la competițiile sportive, fără specificare legate de vaccinare. Pentru cei nevaccinați sau netrecuți prin boală, se instituie carantina de noapte, între orele 22 și 5 dimineața, redevenind obligatorie și declarația pe proprie răspundere pentru părăsirea domiciliului în acest interval orar. Programul agenților economici va fi între orele 5 și 21, iar pentru accesul în instituțiile publice, dar nu și pentru angajații acestora, este nevoie pentru cei care nu au certificat verde de un test negativ anticovid. Totodată pot intra la biblioteci, muzee, săli de sport, cinematografe sau în unități de alimentație publică doar posesorii de certificate verzi, dar doar într-o marjă cuprinsă între 30 și 50% din capacitatea acestora. De asemenea, persoanele care nu posedă certificatul verde nu pot intra în mall-uri, în spații comerciale mixte, în care se valorifică și alte produse decât cele alimentare, sau în magazinele destinate altor cumpărături decât cele de necesitate strictă, precum, de exemplu, cele de instalații sanitare ori de confecții. Aceleași restricții se aplică și pentru restaurante ori hoteluri. Pe de altă parte, accesul la cumpărături în magazinele mai mici sau în supermarketurile cu destinație preponderentă de mărfuri alimentare, în piețe sau târguri, precum și cel în biserică, nu necesită certificat verde, aici trebuind păstrată o anumită distanță între oameni. Deocamdată, pe legislație nu există o măsură prin care se intră atât la biserici cât și la supermarketuri cu certificat verde. E foarte important ca să se păstreze acele măsuri de prevenire a COVID-19 în ceea ce privește purtarea măștii și păstrarea distanței în aceste locuri. Măsurile restrictive nu îi afectează pe copiii sub 12 ani. Au o valabilitate de 30 de zile și se aplică în orice localitate, indiferent de incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 care se înregistrează.